salutăm cu o rară expoziție de grafică în acest oraș al pictorilor. Avem invitat pe Mihail Voicu, binecunoscut grafician din Iași, precum și pe proaspăta membru titular al filialei A, filialei noastre, Oana Gaveliu. Ea este. Îi felicit de amândoi și dau cuvântul vorbitorilor, domnului critic de artă Lucian Stroic, domnul Emil Nicolae, domnul Emil, aveți cuvântul. Bună seara, vă spun, bine ați venit aici. Bună seara, artiștilor. Eu fiind scriitor în această compoziție, o să încep puțin ciudat, lansând un apel printr-un remember, vă reamintesc un titlu, nu spun autorul, Lomina Oziosa, dar nu contează, titlul e ok. Vreau să vă spun, iubiți-vă pe tunuri. În ce sens? În sensul că vin recent dintr-o poveste literară în care nu știam pe unde să mă întorc, pe unde să scap, pe cine să nu deranjez și cine să nu mă deranjeze. Deci vreau să vin cu un mesaj în lumea plastică. Să fiți prieteni și să știți că competiția e un lucru normal, firesc, chiar necesar. Așa că dacă sunt doi artiști în această expoziție, e un semn bun, nu e nicio sămânță de ceartă. Și sper să nu fie. Ce artă! Ce artă! Mix age. Mix age. Deci pot citi în două feluri titlul expoziției. Tehnic, mixaj, cum a spus domnul Voicu, sau mix age, adică două promoții, două vârste, două viziuni, două școli. Dacă vă uitați pe simeze, veți vedea că totul e ok, adică asamblajul expoziției e foarte bun, e rezistent, cu toate diferențele tehnice, cromatice, cuprinse în acest mix age, mix size. Ceea ce m-a sensibilizat, m-a prins pe mine în primul rând și spuneam domnului Voicu mai devreme în această expoziție, este hârtia. E primul lucru comun al artiștilor și al scriitorilor. Ține de o epocă, din păcate pare să fie pe sfârșit, eu sper că nu, și artistul care riscă în continuare să lucreze cu hârtia, și iată o pun comun și cu scriitorii, o parte dintre ei, o parte au evadat în virtual, e un motiv de prietenie. Iată, pe simeze avem doi artiști, domnul Voicu pe definit mai bine și mai demult, și tânăra titulară a filialei a Uniunii, Oana Gavriliu, mai recent. Diferențele sunt și tehnice, evident, poate le veți sesiza, dar sunt și de tip de imaginar. Pentru că și eu aici vreau să rămân. La ceea ce lucrează domnul Voicu, care este o dezvăluire, un apel, o incursiune în imaginarul, dacă vă uitați la toată simbolistica, la semnele, de fapt, din aceste lucrări, sunt de natură intelectuală și din nou suntem în domeniul hârtiei și al cărții, așa, în generic vorbind.
acolo unde lucrează Ioana Gavriliu, suntem într-un domeniu al sensibilului, al figurativului mai încă evident. Nu știu când îi se va pierde urma și dacă îi se va pierde. Nu vreau să introduc aici o diferență între masculin și feminin în povestea asta. Poate că există, dar nu. Nu. E mai apropiată de ilustrația de carte. E mai apropiată în sensul că e deschisă, adică are cârlige spre narativ și suportă un text. Aici e ca un final de text, ca o concluzie în care rămâne să ne lămurim cu aprentele pe care ne le-a lăsat o lectură, cu cifre, cu litere, cu... dacă discutăm despre imaginare. Bine, în plus, la domnul Voicu, dacă ne uităm în partea asta la altă, o să trebuiască să fim atenți la cromatică. E un element care vine peste tehnica, peste suportul tehnic și adaugă sensuri în plus. Dincolo, albul, negru și un ocru palid, așa, e suficient. E una peste alta, ca să nu mă întind, e o expoziție manifest, din punctul meu de vedere, provocatoare, în sensul bun al termenului, nu cum am spus la început. Un artist e confirmat și vreau să, pentru că tot suntem în săptămâna în care se va deschide Bienala Lascăr Vorel, vreau să spun că domnul Voicu are premiu pentru grafică din 2009 al Bienalei Lascăr Vorel. Deci e firesc să fie astăzi în galerie, pentru că vineri va fi la deschiderea Bienalei. Și, deci, artist confirmat și un artist care vine, e pe drumul afirmării și succes trebuie să le urez amândouă. Începea discursul spunând că e scriitor și mă gândeam că e mai aproape de mine de această expoziție, pentru că până la urmă, fiind o expoziție de grafică, grafein înseamnă în greacă scriere, deci a scrie. Deci, în ce măsură cei doi artiști scriu, rămâne să stabilim. E foarte interesant să auzi pe cineva pronunțându-se asupra unei expoziții înaintea ta, vezi în ce măsură ai confirmate niște impresii și în ce măsură vii cu ceva nou. Emil vorbea de două stadii ale discursului, ale narațiunii. Eu aș spune că e o diferență de atitudine și de stil. Domnul Voicu este un ironic și un polemist. De ce spun asta? Pentru că el ilustrează foarte bine drama comunicării. În ce sens? Dacă vă uitați la primul tablou din stânga, apare un lup. Lupul este
prin excelență animalul sălbatic, nesupus, neîmblânzit, un om într-o cușcă și două microfoane uriașe. Deci, ce să înțelegem? Că sunetul este captat sau, dimpotrivă, datorită sunetului, omul se trezește în cușcă, e prizonierul sunetului și implicit a imaginii. Putea să fie o interpretare ca oricare alta, dar mi-a fost întărită de, iată, această lucrare din dreptul lui Emil, unde un pistol devine o sâneață, adică acea pușcă medievală cu care trăgeau oștenii lui Ștefan cel Mare, dar de fapt este o pânie de gramofon sau un megafon. Deci iată lucrul, mi se pare foarte clar, din nou, ce poate să însemne comunicarea pentru noi. Sigur, putem interpreta în această linie, repet, nu e singura interpretare posibilă, înțelegând și faptul că, iată, comunicarea între pești poate să fie una de un tip special. Și interesant că un scriitor ar fi cunoscut, sau cel puțin ar fi cunoscut într-o... Mihai Beniuc, așa. Deci, iată, mi l-a și intuit despre ce e vorba și a luat un doctorat cu comunicarea la pești. Deci, iată că există ceva care ar trebui să ne tulbure și vreau să vă spun că recordul mondial al telegrafiei fără fir aparține balenelor care pot comunica chiar la 6.000 de kilometri. Cum o fac, prin ce semne, prin... e greu de spus. Dar tot peștele este cel care, și aici artiștii imaginii știu foarte bine, există acea fotografie sau filmare în ochi de pește, care dintr-o dată deformează o realitate și implicit un discurs. Și avem chiar o lucrare explicită în acest sens. Da. Ce ar mai fi de spus? Avem infinitul, dar infinitul ne scapă în primele lucrări. Dacă vă uitați cu atenție, avem și relativitatea semnelor. Într-o parte avem 9, într-o parte opusul său 6, parcă ne-am aflat în Caragioale. Deci fiind vorba de o greșeală, nu e, evident nu e vorba de așa ceva. Alte ori ne găsim în fața unui afiș, parcă venim din o lume străveche, o lume a westernului, și mă refer la lucrarea pusă prin, mă refer la literele care sunt puse acolo și așa mai departe. După cum semnele acelea pot fi uroborosul, pot fi două mameloane, pot fi două universuri care vor să se elibereze sau să se... orice. Ei, tocmai această capacitate artistului de a se juca cu simbolurile mi se pare cel mai valoros lucru din expoziție și, bineînțeles, nu putem decât să-i admirăm tehnica impecabilă. Dacă ar mai fi de spus ceva, e să ne gândim la actul comunicării. Până la urmă, comunicarea are o schemă destul de simplă. Adică există un emițător, în cazul de față artistul, un receptor, eu sau dumneavoastră, sau eu și dumneavoastră. Există apoi un cod, este cel stabilit prin opera de artă, un mesaj, aici rămâne să-l descifrăm, eu am încercat doar o simplă interpretare, și bineînțeles un limbaj, care de fapt este limbajul plastic. Ei, toate aceste lucruri existând în expoziție înseamnă că se poate produce acea comunicare. Dacă ne referim la Oana, sigur că lucrurile sunt puțin diferite. Ea folosește destul de mult tehnica colajului, dar la urma urmelor
trebuie să acceptăm colajul, așa cum era el sugerat la început de secol 20 de anumiți artiști, sau e vorba de altceva? În ceea ce mă privește, cred că e vorba de altceva. La urma urmelor, ce facem noi? Citim. Citim ziare în integralitatea lor? Nu. Citim titluri, citim fragmente și până la urmă ne rămân anumite engrame ale acestui mit al comunicării. Și asta, aș spune eu, comunicare este ceea ce apropie cele două expoziții. Sigur, putem spune că e mai aproape de hârtie, dacă tot e vorba să aducem un element concret, Oana, pentru că ea lucrează, în general, mă refer la majoritatea lucrărilor, pe trei lucruri, adică pe alb, pe negru, care de fapt nici nu sunt culori, după cum se știe, și să spunem un ocru sau mai degrabă o sepia, care ne poate duce spre fotografie sau spre altceva. Și cele două lucrări, îmi amintesc de pildă de Liliana Mătase de Riva Calver, care încerca asemenea lucruri sau câteva experiențe interesante. În lucrările de grafică color, cei doi se întâlnesc foarte mult, dar cu diferențierile de rigoare. Repet, Oana suprapune lumi una peste alta, așa cum făceau chinezii cu vopseaua, reușind până la urmă să sculpteze în ea, ținând cont de faptul că un vas era acoperit cu 1000 sau 10.000 de tușe. Emil avea foarte mare dreptate. Este o expoziție mai neobișnuită, dar categoric de înaltă ținută. Îi felicit pe cei doi și pentru inspirația de a fi împreună, pentru că, până la urmă, extremele se întâlnesc, dar și lucrurile care, și aici e paradoxul artei, și lucrurile care se aseamănă se pot aduna. Doi artiști fără îndoială de mare valoare, nu îi văd atât de despărțiți unul de altul. Oana s-a născut în 71 la Piatra Neamț, dacă nu mă înșel, dar rădăcinile ei sunt băcăoane, Bacău fiind martoră mie distinsa sa mamă, nu? Bârladu, pardon, am zis Bacău, Bârladu. Ei, e mai aproape Bacău decât Bârladu, deci Bârladu. Tocmai vreau să spun că pe nedrept nu e reședință de județ, așa, care a dat foarte mulți oameni și iată, Oana devine un fel de subprodus al Bârladului prin un proces de epură și, dacă vreți, suntem aici alături de un pășcănean și, bineînțeles, când spui pașcani, nu te poți gândi la altceva decât la un mare rapsod al neamului, și anume la Mihail Sadoveanu. Oricum, diferența nu este așa de mare, nu știu dacă dumneavoastră o vedeți, de vreo 8 ani, pentru că domnul Voicu s-a născut în 63, dacă memoria nu mă înșeală, iar Oana în 71, deci o diferență de 8 ani și iată cum cifra 8 aceea a timpului îi poate uni, sau poate fi chiar un lanț într-o posibilă prietenie artistică frumoasă. Vă felicit și eu pe Oana pentru titularizare și vreau să evidențiez ceva totuși. Atât eu cât și Emil ne-am referit la un sincronism. Dacă ne referim la diacronia faptelor în desfășurare, trebuie spus că ambii artiști au luptat foarte mult cu ei. Oana, de pildă, părea destinată unei alte cariere. Era o textilistă foarte bună. După aceea puteai să crezi că e o stilistă, nu în sensul în care se spune stilist și frizerului astăzi, ci, într-adevăr, venea cu niște siluete absolut superbe, delicate, ducându-ne spre Coco Chanel sau spre, mă rog, alți artiști. Pentru că, ulterior, înțelegându-și bine vocația, strâns din dinți, a reușit să facă și un masterat
în artele plastice și cred eu că și-a găsit pe deplin drumul. A început cu admirabile portrete, a trecut ulterior la acel necesar peisaj. Țin minte o expoziție cu ani în urmă despre Grecia, absolut remarcabilă, unitară, aș spune, reușind să transmită spiritul elen privitorilor, pentru ca să ajungă la ultimul stadiu, n-am zis ultimul hal, ultimul stadiu, care este cel al compoziției și unde, într-adevăr, reușește admirabile engrame ale comunicării, cum sunt lucrările de față. Sigur, în ceea ce îl privește pe domnul Voicu, citiți CV-ul. Îmi place că amândoi au fost foarte rezervați și când mi-au trimis CV-ul, cu zile în urmă au spus rezumat. Adică el este categoric mult mai amplu, dar ce poate defini mai bine viața unui artist decât opera însăși? Îl felicit și pentru el, îi doresc drum bun. Îi doresc ședere plăcută în acest târg nemțean și la sigur că totuși, chiar dacă la început nu păreau că sunt prea mulți artiști aici, până la urmă toți s-au strâns vreo 10. Așa că suntem statutari. Vă mulțumesc! Bună seara. Mine mă avantajează mai mult microfoanele fiind mai jos de statură. Așa cum îmi permit să încep eu. Mulțumesc domnilor Emil Nicolae și domnului Strochi. Într-adevăr, este o plăcere de a reveni la Piatra Neamț. Aici am debutat studențești în 94, undeva lângă Curtea Domnească. Sunt amintiri plăcute, prietenia cu Luțu, expozițiile noastre de grup. Ce să spun? Ca întotdeauna, mie îmi plac spațiile galeriile mai intime, spațiul mai intim fiind grafician, iar expozițiile care în ultimii ani le-am făcut mai întotdeauna împreună cu cineva, fie că vorbesc un sculptor sau un pictor. Anul acesta a fost o provocare în alt sens, pentru că Oana fiind tot grafician, a fost un pic mai greu să hotărâm acest proiect, că este un proiect expozițional până la urmă, expoziție în doi, sau 1 plus 1 nu e întotdeauna 2, poate fi și 1. Expoziția fiind de grafică, a fost un pic mai greu să finalizăm. Dar cred că stă destul de bine expoziția. Domnii critici au făcut foarte bine, au observat foarte bine diferențele și nu sunt nici consacrat, nici impecabil. Aici am o mică reținere. Fiecare mai are de învățat. Eu încă mai, chiar dacă am barba mai albă, încă mai consider că am de învățat. O felicit pe Oana pentru titularizare, pentru că sper că în sfârșit se va mai liniști un pic. Și vă mulțumesc, vă doresc o seară plăcută în continuare.
Bună seara, vă mulțumim că ați venit. Ne mulțumim domnului Voicu pentru prezență. Aș vrea să rectific puțin și să aduc în actualitate competența dumnealui din punct de vedere artistic și grafic. S-a discutat aici despre un premiu din 2009 de la Bienală. Dumnealui a luat anul acesta în Iași un premiu pentru grafică la Salonul Anual Artis și îl felicităm. Mă bucur că putem să fim niște gazde primitoare, pentru că dumnealui are o mare slăbiciune pentru oraș. Cât privește prezența mea expozițională, eu am încercat, de fapt, să fac o singură lucrare modulară. Nu știu cât se citește. Am lăsat la interpretarea fiecărui privitor această interpretare, de aceea nu am pus un titlu. De fapt, lucrarea se numește Sacru și Profan. Am încercat să fac un taur stilizat care reprezintă materialitatea lumii în care trăim, pe care am grefat tot felul de siluete antropomorfe. Și am lăsat, repet, această interpretare la latitudinea fiecărui privitor. Cred că mesajul unitar nu mi-a ieșit, pentru că s-a vorbit despre lucrări ca despre lucrări de sine stătătoare, dar asta a fost intenția artistului. Am ținut să vă împărtășesc. Mulțumesc încă o dată pentru prezență și vă dorim o seară plăcută. Bine ați venit! Separăm expoziția.